Salutare și bine ați venit! Astăzi vom polișa o pereche de faruri foarte mătuite. Farul, exact așa cum îl vedeți, așa a ajuns. Deci nu a fost șmelgheruit înainte ca să pară mătuit sau ceva. Exact așa a venit de la proprietar. Asta pentru că unele persoane au spus că ne-am ales misiuni prea ușoare drept exemple. Așa că vom face cel mai grav stagiu în care poate fi un far. Sper ca restaurarea să fie cât mai aproape de forma originală. Hai să începem! Ce am observat când am deschis capota? Farurile au mai fost polișate. Asta este o urmă de pastă. Dar se pare că nu au fost polișate corespunzător. În primul rând, ridici capota. Dacă ea trece peste far sau e la o distanță foarte mică față de far, cum e la acest Volkswagen Bora. Da? Deci urme de polish. Acest far din stânga nu are urme. Farul este mult mai rău în realitate decât se vede pe cameră. Ok? Haideți să trecem la protecția caroseriei. Pentru ca noi să nu atingem cu mașina de polișat capota, vom pune o lavetă de microfibră. Haideți să vă și arăt. Exact acolo, da? În felul acesta, capota mașinii va rămâne ridicată și nu va exista riscul de a deteriora vopseaua cu mașina de polișat. Acum haideți să vedem și cum pătrunde lumina prin far. Da, deci nu se vede absolut nimic. Haideți să vedem și în partea asta. După cum am mai spus, pericol. Ok? Așa arată versiunea finală a farului. I-am aplicat și sealant, Vom aștepta ceva timp, după care îi vom aplica și ceara. Voi pune acum o comparație înainte și după polish. Haideți să facem și diferența pe viu între faruri. Acesta este polișat, iar acesta este nepolișat. Din nou, farul nu a fost atins. Exact în această stare a venit. Încă o dată. Ok, asta a fost și pentru astăzi. Vom face la fel și pentru celălalt far. Like, share și subscribe dacă v-a plăcut, dacă v-a fost de folos. Până data viitoare, ai grijă de mașina ta!